prea curate, învățătorule, Duh Sfânt și Dumnezeu ce ești în toate, luminează-mi astăzi gândul, ține-mă cu sănătate și umple-mă de vrednicia cea făcătoare de bine. Tu faci vremurile, Doamne, și Tu știi toate cele câte mă așteaptă astăzi. Așa că îndrumă-mă și ține-mă tare ca să nu cad în ispită. Dă-mi curaj și putere de lucru ca să pot face cele de folos mie și acelora ce nădăjduiesc în mine. Și nu îmi lăsa mintea să rătăcească sau să se îngrijoreze fără rost. Dă-mi astăzi inimă smerită și ascultătoare poruncilor Tale și primește, prea bunule, lauda mea. Binecuvântată fie, Doamne, această zi și binecuvântați fie toți cei ce se roagă Ție. Amin. Sfinte Dumnezeule mare, ia aminte înspre ajutorul meu și grăbește-te să mă păzești și neobosit să mă ocrotești de toate cele rele. Fă, Doamne, să se rușineze și cu puterea Ta să se înfrunte toți cei ce caută să pângărească sufletul meu. Înapoi să se întoarcă și să se căiască cei ce-mi voiesc mie rele, dar să se veselească și să se bucure toți cei ce Te caută pe Tine. Și pururea să zică, slăvit fie Domnul, toți cei ce au primit mântuirea Ta. Iar eu îți zic, Doamne, ajută-mă și dă-mi tărie și nu lăsa să mă cufund în păcat, ci primește ruga mea și învrednicește-mă să mă pot afla în ceata celor ce bine plac înaintea Ta și să ascult de cuvântul Tău în toate zilele. Transformă-mi orice durere în iertare, orice tristețe în bucurie și orice neliniște în pace. Ia, Doamne, în mâinile Tale toate grijile mele și umple-mă de încrederea și de vrednicia pe care le simt atunci când Tu îmi ești alături. Nu Te depărta de mine, Doamne, și ajută-mă să biruiesc în toate cele ce mă încearcă, căci Tu ești ajutorul și izbăvitorul meu, Doamne, și Ție îți aduc mărire și slavă. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și anume această carte, care se numește 100 de rugăciuni care mi-au schimbat viața, este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni? Și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului. Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți, din România, din orice colț al țării. Cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!